Iubiții Domnului, doresc din toată inima mea și din partea lui Dumnezeu să fiți binecuvântați de Iisus Hristos și plin de Duhul Sfânt ca Oceanul Atlantic plin de ape. Amin? Mă bucur când am văzut o armată atât de mare aici. Sunteți într-adevăr una din bisericile mari din diaspora și mă bucur pentru dumneavoastră. Dar aș vrea să vă mai spun și ceva. Am fost în vara asta la Săpânța. Dumneavoastră ați auzit de Săpânță. Și când m-am uitat, au ridicat în curtea cimitirului, dită mai biserica, cu turle, maramureșeni ăștia au pus tot felul de bucățele colorate, tot felul de cruci. Cred că au fost în ziua aia câteva sute de vizitatori. Își făceau selfie cu crucile. N-am mai văzut până acum să-ți faci selfie cu crucea, dar în fine. Și la urmă, când am ieșit afară undeva la pangarul bisericii să vindea kilometri de lumânări, ce tot se vindeau acolo, am văzut o carte uriașă, carte de aducere aminte. Și am întrebat eu pe doamnă, zic, dar ce e asta? Păi zice, e cartea de aducere aminte, n-ați vrea să ne scrieți ceva? Și eu am scos pixul din buzunar și le-am scris așa: sunt uimit de măreția bisericii pe care ați ridicat-o aici. Sunt uimit de crucile acestea frumoase. Sunt uimit de ceea ce se întâmplă în cimitirul ăsta și în biserică. Dar am și eu o întrebare. Câți dintre cei care au trecut curtea, poarta, curții dumneavoastră și-au găsit mântuire aici? Și știți ce vreau să vă spun în seara asta? Ca Dumnezeu, atunci când venim în biserică, Dumnezeu să ofere mântuirea. Amin? Pentru că avem un Dumnezeu mare. Putem să avem biserici mari, dar în primul rând trebuie să călcăm pe urmele lui Hristos și cei care vin să găsească aici mântuirea. Spune că părintele Iosif Trifa, când s-a dus la o biserică, a întrebat biserica: despre ce vi s-a predicat, zice, duminica trecută? Și toată lumea cu capul în jos. Deci zice, cum nu știe nimeni ce s-a predicat duminica trecută? Toți cu capul în jos. Și paracliserul ăla de vin de lumânări a ridicat mâna și a spus, vă spun eu, despre ce? Zice, s-a predicat despre Dumnezeu. Și știți ce vreau să vă spun în seara asta? Trebuie să predicăm despre Dumnezeu. Amin? Dar vreau să vă mai spun ceva. Să nu mă vedeți pe mine, că în Areopag, în Atena, când vorbeau filozofii, se stingeau toate făcliile noaptea și tot ce aveau iluminări, ca să nu vadă pe cel care predică și să audă numai glasul. Și în seara asta să nu mă vedeți pe mine, să auziți glasul lui Dumnezeu. Dacă aș putea să mă bag frate Marius pe aici, pe sub amvon și să vorbesc, ca oamenii să audă numai glasul, da? Haideți să ne ridicăm în picioare, citim din partea Domnului din 2 Cronici în seara aceasta, capitolul 32. O să vă citesc începând cu versetul 1, dar vă citesc pe sărite, pentru că nu este timp și n-are rost ca să umplem timpul citind texte. Aveți Biblia și o citiți acasă. Versetul 1. După aceste lucrări și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei mai viteji, ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate, și ei au fost de părerea lui. Versetul 7. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregei mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu ei. El este cu un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Versetul 20. Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui, a intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe toți locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei. Amin. Haideți să ocupăm locurile și am dorit în seara aceasta ca Dumnezeu să mai facă aici o scăldătoare și așa cum ne-a ajutat Dumnezeu și putem spune Benezer până în clipa de față, am vrea ca să spunem și mâine și poimine și atâta vreme cât vom trăi și până ajungem în veșnicie să spunem Benezer. Amin? V-am citit această istorie din viața împăratului Ezechia, unul dintre cei mai importanți împărați pe care i-a avut evrei,
unul dintre oamenii cei mai corecți și unul dintre oamenii care a făcut lucruri extraordinar de bune. Dacă am stat să căutăm în Biblie, trei capitole vorbește despre Ezechia în doi regi, vorbește din punct de vedere politic ce a făcut acolo Ezechia. În Isaia, patru capitole vorbește despre el și în doi cronici, încă patru capitole astea vorbește din punct de vedere religios. Ezechia a fost unul dintre împărații care i-a slujit lui Dumnezeu cu devotament. Găsim despre el că spune a fost un împărat care și-a dat inima Domnului. Primul lucru pe care l-a făcut Ezechia când a ajuns împărat, pentru că înaintea lui oamenii căzuseră în idolatrie, l-a luat pe Nehuștan, știți cine e Nehuștan, șarpele de aramă, și l-a sfărâmat și l-a ars, pentru că oamenii ajunseseră să-i ardă tămâie și în loc să se închine lui Dumnezeu, se închinau șarpelui de aramă. După aia a chemat liderii religioși, a stat de vorbă cu ei. Aș putea să spun că s-a produs un fel de schimbare. A încercat Ezechia și l-a spus cum trebuie ca să-i slujească lui Dumnezeu. După aceea, asta a fost reforma, să zicem, a spiritualului. După aceea începe reforma în templu. A consacrat templu pentru lucrarea lui Dumnezeu. I-a dres toate spărturile. A adus din nou templul acesta, să zicem, la stadiu care trebuia să fie altădată de cinste ce îi se dă lui Dumnezeu. A făcut curățenie. A început să aducă jerfe. A început să aducă laude lui Dumnezeu. A pus leviții care să facă slujire și i-a trimis și a apărut dintr-o dată o trezire, o trezire spirituală în tot poporul. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În urmă de toate, evreii au sărbătorit Paștele pentru că poporul se pocăise. Și știți ce a făcut? Spune că au luat toți idolii și i-au aruncat în pârâul Chedron. Și Ezechia, omul acesta care a făcut atâtea lucruri minunate, într-una din zile s-a trezit cu vrăjmașul la poartă. Într-una din zile când nu se aștepta, că dacă stăm să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, spune în capitolul 31 cu 20, iată ce a făcut Ezechia, a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului și a lucrat cu toată inima și a izbutit să facă tot pentru casa Domnului, într-una din zile vrăjmașul a venit ca să-l atace. Într-una din zile a venit acest Sanherib, pentru că știți ce mai făcuse Ezechia? Eu n-am timp să vă citesc acum din Biblie și nici nu-mi propun asta, dar citiți acasă, în capitolul 18, 19, 20, 21 din Regi, știți ce a făcut Ezechia? În momentul în care a fost trezire spirituală, a spus poporului, aduceți zeciuiala la templu, înaintea lui Dumnezeu și noi nu o să mai plătim niciun tribut lui Sanherib. Pentru că în momentul când e trezire spirituală în biserici, în momentul când oamenii se pocăiesc, nu vom mai plăti niciun tribut lui Satana, niciunul dintre noi nu vom mai duce un bănuț care să meargă să spunem spre ceea ce înseamnă rău. Și normal că Sanherib s-a înfuriat și a spus, cum adică tu îndrăznești să nu-mi plătești mie tribut? Și a venit cu oaste câtă frunză și câtă iarbă și a venit la porțile cetății și a intrat puțin în panică. Și vreau să vă spun ceva, că am spus și tinerilor aseară, dacă putem să spunem Ebenezer că Dumnezeu a fost cu noi în 2016, dacă putem să spunem că am ajuns acum în 2017 și Dumnezeu este cu noi, că spune voi fi cu voi până la sfârșitul vremurilor, ceea ce să nu uite niciunul de aici, de la cel mai mic până la cel mai mare, în 2017 și Satana va fi la lucru. În 2017 și Satana va fi prezent, cum este prezent Dumnezeu, să spunem, peste tot și face toate lucrările, în 2017 și Satana își va face din nou de cap. Să nu uitați că așa cum Dumnezeu are lucrarea lui și lupta lui, și Satana are luptele sale. Ar vrea să spun în seara asta, frate Marius, că în 2017 poate nu vor fi toți membrii prezenți la toate programele bisericii, dar diavolul va fi prezent. În 2017 poate nu toți membrii din biserica asta sau toți creștinii vor pune cât un bănuț în pungă, dar diavolul va ști ca să-și ia partea lui. În 2017 poate că nu toată lumea va citi Biblia și se va ruga, dar diavolul va ști să-și facă lucrarea. Diavolul și în 2017 vrea să înghită creștini, vrea să ne rupă tinerii. Diavolul și în 2017 va veni cu bârfă, cu ură, cu certuri, va veni cu o grămadă de lucruri. De aceea știți ce? Noi trebuie să știm să ne împotrivim lui. Amin? Și Dumnezeu să ne ajute, că știm că El își face de cap. Este tot timpul activ, niciodată nu doarme, niciodată nu este la pensie, niciodată nu este plictisit. Și se vor ridica, vă spun, știți cum se va ridica diavolul în anul ăsta? Se vor ridica anul ăsta din nou. Haide să mai fie în România, nu știu ce, lege pro-homosexuali. Haide să-l dăm jos pe Donald Trump, că a întrebut ca să susțină creștinismul în America. Haideți în Italia, zice, că s-a dat o lege în Italia la începutul anului, am rămas și uimit, nu o lege, o nu știu ce.
dintr-o mamă surogat care a născut doi copii gemeni din doi homosexuali. A fost în Italia prima dată în istorie, copiii aia unuia, 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 și a câștigat legea că diavolul are multe de luptat, dar biserica trebuie să nu doarmă. Amin? Biserica trebuie să se ridice. Dacă diavolul vine și ne vrea să ne scoată crucile din școli, să nu mai fie religie, biserica trebuie să fie prezentă peste tot. Și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Dar vedeți dumneavoastră, când a venit diavolul atunci, când a venit împăratul acesta și a venit ca să lovească, să spunem, în Sanherib, să lovească în Ezechia, și el s-a temut. Și a fost o chestie, s-a ridicat totuși la luptă. Și vreau să vă mai spun ceva. Știți unde lovește diavolul când scăpa chestia asta? Știți pe cine lovește? Eu am acasă un câine de vânătoare, este setter, și ăsta este câine de păsări. Ăsta scoate păsările de unde nu te imaginezi. Dar dacă, eu nu mă duc la vânătoare, că eu după ce m-am pocăit, am spus, eu nu mai vreau să iau o armă, să-mi pușc, eu nu pot să tai o găină, n-am tăiat în viața mea o găină. Dar mă duc cu el ca să-l plimb și vreau să vă spun ceva. Dacă există vânătoare de rațe, să spunem, și împuști rațe, câinele aleargă după ele. Dacă rața a picat jos și e moartă, câinele nu se oprește în dreptul ei. Dar dacă se mai zbate, câinele se așează pe ea, că așa câinele meu acasă, pe orice pasăre care o am acasă, se așează pe ea și până nu mă duc eu n-o lasă. Se așează pe ea și o sugrumă. Și știți ce vreau să vă spun? Că așa face diavolul. Diavolul nu vine să-i lovească, să-i împuște pe ăia morți. Că dacă sunt oameni până bodeci, până cârciuni, prostituate, hoți, homosexuali, alții, diavolul nu are treabă cu ei. Dar știți cu cine are diavolul treabă? Cu oile alea care merg așa șchiopătând și sunt în urma turmei. De aceea Dumnezeu să ne ajute să nu șchiopăm niciodată. Cum am putea noi în anul ăsta 2017, iertați-mă, ca să facem față acestor lupte și cum am putea noi să fim biruitori anul acesta împotriva lucrărilor diavolului, da? Și haideți să vă să învățăm de aici câteva principii. Primul principiu, vom fi biruitori ca biserică, vom fi biruitori ca și creștini împotriva diavolului și împotriva războiului care îl duce cu noi, păstrând unitatea în biserică. Amin? Păstrând unitatea în biserică. Vine la un moment dat, vin mai mulți și acest Ezechia spune, când a început să aplaude cu genunchii, așa, pentru că tremura de frică, a spus, oho, am început să-mi fie frică, ăștia au venit câtă frunză și iarbă, aș vrea, zice, să strâng toți oamenii, zice, să mă sfătuiesc cu ei, aș vrea, zice, ca să fim cu toții împreună, lupta nu e a mea, oameni buni, a spus Ezechia, eu sunt în împărat, noi avem o armată, dar zice, lupta nu e a mea, lupta este a noastră. Tuturor. Lupta în biserică aici, în Mansuie, nu e a fratelui Marius, nu e a mea lui Nicu Geantă, nu e a fraților care sunt în România și lupta este a noastră, a bisericii, a tuturor. Copiii dumneavoastră cărora să le meargă bine, nu este o luptă, să spunem, în biserică asta, dacă sunt copii, nu-i lupta numai mămica asta este aici cu un copil în brațe, nu-i numai lupta ei ca să crească copilul acela spiritual, să-i slujească lui Dumnezeu, este lupta noastră a tuturor. Amin? Și acum haideți să vedeți ce face omul acesta, îi cheamă pe toți și le spune, haideți toți trebuie să muncim, toți trebuie să astupăm toate găurile, trebuie să nu fie între noi, trebuie să nu intre nimeni în cetate. Mama lui Genghis Khan, ați auzit de Genghis Khan? Ăsta a fost un împărat mongol care a ajuns cu împărăția lui din China de astăzi până la noi în România, până în nordul Mării Negre, până în Dobrogea când au venit tătarii. Mama lui Genghis Khan, când erau mici, erau 7 frați. Și a spus, spune așa, într-una din zile mama a venit la ei și a scos o săgeată din tolbă și frații aceștia se certau. Și tatăl lor murise și mama a scos o săgeată din tolbă, spune Genghis Khan, și când a strâns-o, s-a rupt săgeată. Și după aceea spune că a scos 7 săgeți din tolbă și le-a strâns cât a putut și s-au arcuit, s-au făcut cerc săgețile. Și nu s-a rupt niciuna. Și le-a spus, copii, voi trebuie să țineți minte toată viața, că în momentul în care veți lupta numai unul singur, vrăjmașul va veni și vă va rupe. Dacă veți lupta toți împreună, n-are cum, vă va îndoi, dar nu va rupe pe nimic. Și asta învățăm de la Genghis Khan. Știți ce a fost? A avut unul dintre cele mai mari imperii din lume, dacă a ajuns din China până în Europa. Pentru că știți ce? Toți frații aceia au fost uniți și noi trebuie ca să fim uniți la biserică. Vedeți dumneavoastră, uneori lipsește unitatea din biserică. Când am fost la Londra, la biserica pe care o avem noi acolo, a venit cineva la mine și mi-a spus, frate Nicu, 9 luni am mers într-o biserică după ce m-am pocăit și nimeni din biserica aceea nu mi-a întins mâna. 9 luni nu m-a întrebat nimic. Și după aceea zice, am venit aici. După aia alții vin și
mai dau mesaje, mai dau telefoane, spune, frate, nu există părtășie, au început să se facă clubulețe, au început să se facă grupulețe, stau de vorbă, noi am venit în biserica asta pentru că vrem să auzim predici, noi am venit aici pentru că vrem să ne schimbăm și totuși suntem priviți așa puțin ca de mâna a doua. Și vă spun că sunt o mulțime de oameni, sunt o mulțime de tineri, sunt tineri marginalizați care înghit în sec, care probabil au venit unii dintre ei și aseară aici la dumneavoastră și tinerii care vă cunoașteți, a stat, v-ați îmbrățișat și alții au plecat acasă cu inima tristă. Și asta se întâmplă nu numai aici și nu, eu vă spun din partea lui Dumnezeu acum și se întâmplă și în alte părți. Când am fost la facultate, am mers într-o biserică în București, din septembrie până în februarie, când se termina programul, stăteam ca un fraier lângă un zmochin care era în curtea bisericii, că așteptam gazdele la care mai mergeam eu și nu m-a întrebat nimeni de unde ești, ce cauți aici. Am fost într-o biserică din diaspora, ei se laudă că ar fi cei mai mari în diaspora, să dea Domnul să fie mari, dar sunt mincinoși, vă spun sincer. Și am fost și după ce am predicat, toată lumea a plecat afară, m-a lăsat în biserică, nu mi-a dat o bomboană și un pahar de apă. Nu m-a băgat nimeni în seamă, frate, dar vă spun de ce. Pentru că nu le-a convenit predica la cei care erau șefii bisericii. Dar nu asta vreau, că eu nu vin acum ca să-i ciomăgesc pe alții. Dar știți ce? Părtășia. Lipsește părtășia de cele mai multe ori între noi. E drept ce vă spun eu dumneavoastră în seara asta. Dumnezeu să ne ajute să avem părtășie. Am venit de dimineață când am fost la Basiliano, am văzut Italia, o să scriu un articol acum, Italia cu obloanele trase. Când m-am dus aseară, am văzut un întuneric în Italia care nu există în România, fraților. Toată lumea cu obloanele trase. Când am plecat de dimineață și era lumină, toată lumea cu obloanele trase. Știți ce înseamnă când ai oblonul tras? Să fii individual, să fii tu singur, să nu te intereseze ce e încolo. Dar nici lumina de afară nu pătrunde. Am început mulți dintre noi să ne tragem obloanele. Am început, cum să vă spun eu, ca să devenim ca și corintenii. Corintenii nu lipseau de la biserică, corintenii n-au lipsit de la cină, cum facem noi pocăiții acum, zice, duminica asta e cina, zice, la Mansuie. Păi mă duc la biserică la Udine, mă duc la biserică la Padova, că nu e cina. Zice, de ce? Păi dacă am nu știu ce problemă. Nu, 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 ei erau în biserică, dar unde erau? Veneau în față, unii și ăștia din față, veneau cu icre de caviar, veneau cu laptopuri de la iPad, veneau cu Lenovo, veneau cu pantofi ascuțiți, veneau cu cravate, cu diplomate, cu ștoanghere de bani în buzunare și în spate stăteau aia cu ou fiert, cu pufuleții. Și zice, Pavel zice, nu este unitate între voi și nu vreau să vă laud. Știți ce mi se pare mie? Că biserica în zilele noastre, că am spus-o și aseară la tineri, 30.000 de dominațiuni creștine și diavolul reușește să ne divizeze și Dumnezeu spune, trebuie să vă ridicați cu toți împreună. Dumnezeu n-a lăsat penticostali creștini după Evanghelie, baptiști, ortodoxi. Dumnezeu spune aici, este unul, botezul este unul, biserica este una. Dumnezeu să ne ajute ca să fim cu toții împreună și să putem să ne ridicăm la luptă, fraților. Biserica, nu știu de ce, dar biserica n-ar trebui să sufere de răceală. Ar trebui când vii în biserică să găsești numai calorifere, nu frigidere. Când stai lângă cineva să te bucuri, când cineva ți întinde mâna, să simți cum se transferă din el înspre tine, când vine adrenalina din el. Ar trebui când mergem pe stradă, știți ce? Că noi uneori mergem pe stradă și mai vine cineva și așa punem haina și sărim pe partea cealaltă. Ce zic oamenii despre tine când te văd pe stradă, apropo? Îți întind brațele? Ești ca un magnet, ești așa cum, care tot atragi sau ești partea aceea respingătoare? Dacă asta ar trebui să fie în bisericile lui Dumnezeu, oamenii să se bucure. Ar trebui în biserica lui Dumnezeu, eu am spus-o, biserica lui Dumnezeu trebuie să găsească săracul castronul de mâncare, mă, fraților. Uitați-vă duminica dimineața cerșetorii, unde se duc? La ușa băncilor, la ușile bisericilor, pe la cimitire, prin România, nu știu cum e pe aici. Știți de ce? Pentru că știu că la biserică cineva mai bagă mâna în buzunar. Pentru că vin aici în biserică, îmi vorbește de dragoste și un cerșetor să trec pe lângă el sau altul. Am fost la o biserică undeva și am stat în mașină, nu m-a cunoscut nimeni, am stat vreo 15 minute în mașină, toți veneau, nu mă întreba nimeni, mă zice, cine mai fi și ăsta pe aici? Și am stat în mașină și a fost bine că nu m-a cunoscut nimeni, că am putut să văd atitudinea celor de acolo. Și am văzut undeva un cerșetor care avea 14 ani, după aia am aflat că îl chema Fernando, mi se pare, și stătea pe scări, au intrat peste 100 de oameni și nimeni n-a dat mâna cu el, nu l-a întrebat. Și eu când am intrat, m-am dus la el și i-am spus, ce e cu tine aici? Mi-a spus, zice, a murit tata, mama a plecat prin Italia, zice, și nu mai știe de noi. Bunica mea, suntem 8 frați și are o pensie foarte mică. Și zice, vine aici duminica la biserică să mai primești și eu ceva. Dea cineva ceva, zice, nu mi-a dat. Și a spus, lasă că o să-ți dau eu ceva. Dar după aia am întrebat, dar de ce vii aici la pocăiți? Păi zice, pocăiții mai oferă. Și îți dau Fernando, câte unii mai dau.
Dar majoritatea nici nu mă bag în seamă. Și se cânta înăuntru, Doamne, mai adu ziua aceea, Doamne, să vină mai curând, binecuvântează-ne, Doamne. Și Domnul stătea, știți cum? Cu niște haine murdare undeva la ușă. E nevoie de părtășie, pentru că biserica va fi puternică atâta vreme cât va fi părtășie. Că aș vrea să vă arăt ceva, uitați-vă zidul ăsta de aici, nu știm ce este, da? Să zicem că este din cărămidă, hai să vă arăt ce-i părtășia. Cărămizile sunt puse unele peste altele. Poate să spună cărămida aia de jos, că ea nu o suportă pe aia de sus? Poate să spună o cărămidă, eu nu vreau să stau lângă alta? Păi oamenii care sunt în biserică, frații noștri, sunt frații noștri, nu sunt vrăjmași, m-ați înțeles? A murit Iisus Hristos pentru ei ca și pentru noi. A plătit cu același preț și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că trebuie biserica să fie cantină, biserica trebuie să fie spital. Oamenii bolnavi, de-aia vin cu bolile la biserică, aici trebuie să găsească vindecare, alinare, aici trebuie să șteargă cineva lacrimile tuturor. Aici trebuie să fie oameni care ia pe noi veniți, care integrează, că vin în biserică, slavă lui Dumnezeu că vin oameni cu probleme mari, oameni care au venit din necazuri mari, oameni care au venit din prostii mari și aici ei trebuie să fie reabilitați. Biserica este școală unde învățăm cu toții împreună. Și atâtea lucruri aș putea să spun despre biserică. Dar în seara asta v-am spus despre părtășie lucrul ăsta pentru că am avut chestia asta pe inimă. Vedeți, când vin oamenii cu păcate, noi trebuie să fim în apropiere de ei. Pentru că știți ce? Când cineva a alunecat pe pantă, trebuie să fie o mână care să ridice și ăia noi. Dar de cele mai multe ori, noi știți cum venim? Ca la gater, mă, fraților, tăiem asta, tăiem asta, tăiem asta. Și aici trebuie să fie spital unde operez cu ustensile, nu cu furculițe cu care să scoți ochii. Dumnezeu să ne dea putere. Dumnezeu să ne ajute, fraților, pentru că știți ce? A venit odată la Domnul Hristos o femeie în sinagogă să se vindece și imediat s-a supărat cel care conducea sinagoga. Dar n-ai 7 zile pe săptămână, dar te-a găsit pe tine vindecarea acum. Da, că oamenii de-aia vin la biserică, pentru că vrea că Dumnezeu să-i vindece. Că Dumnezeu în biserică vindecă, nu în cârciumi. Că Dumnezeu în biserică vindecă, nu știu pe unde, nu până case cum să strâng unii acum. Zice, nu mai facem cult, cum zice dumneavoastră italienii, duminică seara, că ne strângem până case, du-te de aici. Eu nu zic că Dumnezeu nu-i prezent unde sunt 2 sau 3, dar Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ și biserica trebuie să fie unită. Și să ne dea Dumnezeu putere ca să fim uniți în tot ceea ce facem, fraților. Haideți să vă mai spun ceva frumos. Dumnezeu, să știți că unde-i singurătate, Dumnezeu lipsește. Credeți chestia asta? Păi spune unde sunt 2 sau 3, adică 2 sau 3 nu înseamnă singur. Nu, acum stau eu acasă, mă uit la televizor, Doamne, ce legătură, pe internet, văd predici bune, ce legătură am eu cu biserica? Nu mai am legătură. Întreabă la un moment dat pe Bartolomeu Anania, care a fost unul dintre mitropoliții mari ai Ardealului și are și o traducere a Bibliei, și îl întreabă într-o seară la televiziune, părinte, îl întreabă cineva, când va veni sfârșitul lumii? Și preotul s-a uitat așa cu o față blândă spre ei și toată lumea a zis, mamă, ce o să scoată ăsta din Apocalipsă, o să vorbească de Antichrist, de 666. Și a zis, sfârșitul lumii va veni când potecile care sunt între casele oamenilor va crește iarbă pe ele. Știți când va veni sfârșitul lumii? Când de la mine de acasă până la vecinul meu va fi iarbă și nu va fi potecă. Știți de ce iubesc România? Că avem lavițele alea la porți. Că se mai strâng bătrânii noștri și mai stau de vorbă. Când am fost acum un an în Germania și m-am venit până în România, când am intrat în România, am început să țip. Unul care a fost cu mine, ce s-a întâmplat, Nicule? Zic, mă, am văzut oi, am văzut căpiți de fân, am văzut cai pe izlazuri, bă, că ăștia la nimeni n-am văzut niciunul. A zis, așa mă bucur. Și zic, știi ce am văzut? Niște băbuțe care stăteau de vorbă la poartă. Asta e socializarea. Acum socializăm pe Facebook. Facebook-ul îi ține aproape pe cei de departe și departe pe cei de aproape. El stă în pat, nevastă sa la masă, el dă lăiculețe, ea urmărește nu știu ce, copiii cu nasul în telefoane. Dumnezeu să ne ferească de asta. Și eu vreau să spun în seara asta numai de biserică, vedeți, să nu lăsați totul pe păstor, să facă el toate, am spus-o și de dimineață la Bazilianu. Prea mulți pastori din România fac numai ei totul, dar știți de ce? Vă zic sincer că și eu fac. Fraților, ne e rușine să vă spunem dumneavoastră de 100 de ori un lucru pe care să-l faceți. Și nevastă mea vine acasă și spune, mă, zice, ai atâtea lucruri, mă, predice atâtea chestii, dar tu nu ești, mă, un om, să te duci direct, mai ai văzut pe X. Adică, mă, marți vii aici la biserică și mie îmi ștergi tu spune înjenii de aici. A zis tu, vii, bați, apropo, spune, a zis, pentru că mi-e rușine și mai bine prefer să fac eu. Dar, fraților, trebuie să fim echipă. Dumnezeu să ne dea putere să fim echipă.
Dumnezeu să ne ajute să nu duceți niciodată lupte între dumneavoastră. Să vă bucurați de succesul celui care este lângă dumneavoastră. Să vedeți că cei care sunt lângă dumneavoastră sunt niște oameni potențiali. A fost ziua orașului de unde eu sunt profesor acum de curând și eu am mai multe cărți despre orașul respectiv și în fine, nu vreau să spun asta ca o laudă. Fraților, nici nu m-am băgat în seamă. Am scris o carte anul trecut și eu și am scris mai multe cărți și a fost toți scriitorii, i-a pus în listă, pe Nicu Geantă nu. A dat niște premii la unii, n-am nevoie de banii lor sau așa, pe mine nu m-a menționat. Și am fost supărat puțin și încă un profesor mai în vârstă. Și a venit un muzeograf și mi-a spus, știți care este problema? Problema este că, zice, dumneavoastră sunteți pocăit și încurcați și nu le place chestia asta. Da, nu ca un lucru ăsta, dar asta nu înseamnă unitate. Și ei când mă văd, mă salută, ce faceți, nu știu ce, dar după ce plec. Acum, haideți să vă mai spun un lucru frumos în seara aceasta. A fost, noi am început singuri să fim de unul singur și normal, când luptăm singuri nu câștigăm. A fost Arsenie Boca, încă un călugăr, într-o zi întrebat de cineva despre viața lui, despre un ziarist și el la urmă zice, aș vrea să pun și o întrebare aici ziaristului. Care sunt cei mai deși codri din România? Uita ziaristul ăla, zice, pădurea din Suceava? Nu. Zice, codrii Văsiei? Nu. Pădurea din Munții Apuseni? Nu. I-a spus, cei mai deși codri din România sunt Bucureștiu, Cluju, Iașu, Constanța. Păi zice, cum așa? Pentru că, zice, sunt plini de case și de blocuri și cel de la etajul 1 nu-și cunoaște vecinul de la etajul 2. E la fel ca în pădure. Apropo, vă cunosc toți vecinii dumneavoastră. Vă cunosc pe tineri acolo unde sunteți la școli, în facultăți, toți colegii voștri că sunteți pocăiți. Vă cunosc toți oamenii că sunteți în biserică. Dumnezeu să vă ajute. Și să păstrați părtășie aici. Amin? Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta este că am spus, dacă vom avea părtășie, aseară le-am spus la tineri ce mi-a plăcut, a spus Donald Trump așa, când toți americanii ne vom ridica împreună, nimeni nu va sta în fața Americii. Și o am tradus pe Donald Trump, când toți creștinii se vor ridica shoulder to shoulder, umăr la umăr, nimeni nu o să ne stea în față, m-ați înțeles? Știți de ce diavolul își face de cap și fac legi și parlamentari și nu știu cine? Că noi suntem slabi și tăcem și nu ne ridicăm împreună. Dar avem un Dumnezeu mare care este alături de noi și suntem mulți, o mulțime mare și o mulțime și mai mare care nu se vede de ei de partea noastră. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în seara aceasta este că vom fi biruitori atunci când o să ne umplem gura cu cuvinte de îmbărbătare, nu numai cu negativisme, vine la un moment dat aici și spune acestea, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, spune la un moment dat aici unde v-am citit eu în seara aceasta, le zice Ezechia, le-a spus cuvinte de îmbărbătare, din nefericire noi nu mai avem, deci decât negativisme, biserica noastră nu poate să facă nu știu ce, eu nu pot să predic, eu nu sunt în stare de nimic, nu știm dacă ne reușește evangelizarea, nu știu dacă o să pun bani la pungă, tot timpul negativism, îmi spun oamenii, ne-am pocăit și noi profesori, dar nu știu dacă putem să ținem. Păi nu ținem noi pocăința, pocăința ne ține pe noi, mă înțelegeți? Am face și noi cu tare lucruri și am început ca să fim negativiști. Am început să fim negativiști față de copiii noștri, față de cineva care vine din urmă. Am început generațiile astea de vârsta mea la 50 de ani, știți ce să spunem? Tineri ăștia nu-s bun de nimic. Ba da, ăștia vor duce biserica mai departe și mai sus decât noi. Că bătrânii care sunt cu pere albe acum, când eram eu tânăr, știți ce zicea? Nu veți fi voi în stare să faceți nimic. Și uitați-vă la generația mea de 50 de ani, câte biserici a ridicat în România și câte lucruri fac. Pentru că Dumnezeu se folosește de noi, Dumnezeu se va folosi de ei, dar trebuie să fie îmbărbătați. Îmbărbătați-vă unii pe alții, mă înțelegeți? Chiar și când cineva greșește, găsește o soluție. A venit un bărbat într-o seară acasă și trebuia să dea un test pentru un post mai bun la jobul lui și când a intrat în casă, soția lui zice, ce ai făcut? Zice, am luat testul.
Și ea era cu șortul, așteptase cu un tort, cu friptură și zice, oh, zice, ce mă bucur. S-a dus puțin până la oglindă, a scos un bilețel din șort și i-a dat bilețelul. Și zice, felicitări, știam că Dumnezeu o să-ți dea putere. El s-a așezat la masă și când se taie din friptură, a văzut în coșul de gunoi un bilețel la fel ca cel care l-avea la aceeași culoare, mototolit. Și a băgat mâna în coș și când a scos bilețelul, spune, nu-i nicio problemă că ai pierdut jobul, Dumnezeu oricum este de partea ta. Asta înseamnă îmbărbătare. Ea a avut femeia două bilete pregătite să-l îmbărbăteze. Mă înțelegeți? Îmbărbătarea înseamnă când cineva, când i-ai pus mâna pe umăr cuiva, să-i spui, vine un băiat care e clasa 12 la mine la școală și îmi spune, domn profesor, ce au cu mine, domne, profesorii, tata, domne, din prost, nu mă scoate din tâmpii, nu mă scoate, zice că am o mutră de bidon turtit, dar chiar atât de prost sunt. Mi-a dat lacrimile în fața catalogului. Și a spus, nu, tu ești un diamant, ești încă neșlefuit. Îmbărbătați-vă unii pe alții, haide că poți, haide puțin mai sus. Păi dumneavoastră știți cum s-a pocăit Billy Graham. Billy Graham a venit cineva la el, un prieten, și i-a spus, măi Billy, dacă mergi cu mine în seara asta la biserică, eu îți dau tracumă, îți dau camionul la mare, tirul, ți-l dau să conduci de la biserică până înapoi, până acasă. Și Billy Graham s-a dus ca să conducă tirul și s-a pocăit. Și a devenit personalitatea. 60 de ani a fost în top 10 persoane în America. Și anul ăsta a fost pe locul 5. 60 de ani personalitatea asta. Știți de ce? Pentru că cineva a știut ca să-l îmbărbăteze. Și vor mai fi aici Billy Graham, oameni care vor sluji lui Dumnezeu. Nu mai ziceți toată ziua nu știu ce lucruri. Știți ce aud uneori? O înjurătură pocăiască. Știți care e înjurătura pocăiască? Vai de noi. Păi știți ce înseamnă vai de noi? Ne blestemăm singuri. Fata mea cea mică o mai aud câteodată și vine așa cu, nu știu de unde o fi scos cuvântul ăsta, zice, au, leșin, când aude, leșin, i-a spus, termină Sefora cu leșinatul, că ăsta este un blestem și într-o zi o să leșin pe stradă degeaba. Adică noi, în loc, știți ce vreau să vă spun în seara asta, cum să faceți? Mă, oameni buni, faceți-vă flyere, țineți flyere în Biblie, faceți-vă, sunt 365 de zile, scoateți 365 de versete devoționale de îmbărbătare, luați-le, citiți-le de 10 ori pe zi, că spune știința că dacă de 10 ori pe zi îți spui că ești bun, vei deveni bun după nu știu cât timp. Citiți-le, Dumnezeu îmi poartă de grijă, mă poartă pe aripi, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, chiar dacă ar fi să trec prin foc, faceți devoționale, dați la alții, umblați cu ele în buzunare, când vedeți oameni triști, arătați-le, smile, Jesus love you, Iisus te iubește, avem atâtea de făcut. E drept ce vă spun eu. Avem atâția oameni de îmbărbătat și putem să dăm la o parte negativismul anul ăsta. Amin? Eu nu pot, eu nu fac nu știu ce. Dumnezeu să ne dea putere ca să dăm la o parte toată lista aceasta de nemulțumiri, să vă umpleți gura, mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Am un prieten în Luxemburg și când am fost la el acasă, știți ce face? În fiecare noapte doarme cu nevastă sa și cu laptopul la cap, Biblia audio în românește, toată noaptea zi citește cineva Biblia. Eu nu știu cum o fi putând ei să doarmă, dar i-am spus, dar de ce faci Gabi lucrul ăsta? Pentru că vreau să se rostească cuvântul lui Dumnezeu peste mine. Rostiți din Biblie binecuvântări peste copii. Amin? Pentru că, vedeți dumneavoastră, spunând lucrurile acestea de putere, Dumnezeu o să ne binecuvânteze. Și nu mai ascultați ce spune lumea. Noi tot ascultăm, parcă am fi Ulise cu Orfeu. Ulise, la un moment dat, când a ajuns într-o zonă unde erau turbioane, unde toate corăbiile se scufundau, era împreună cu Orfeu. Orfeu era muzician și Ulise general de armat. Și când au ajuns acolo, se ieșeau niște sirene din apă și când cântau așa de frumos, toate corăbiile se scufundau. Dar când a venit Ulise, a zis mie să-mi puneți ceară în urechi și să mă legați cu brațele de catarg. Și voi, zice, să mergeți mai departe. Și zice, pentru că eu am ceară în urechi, nu o să aud și o să vă dau comenzi. Și le dădea comenzi. Și ei aveau ceară în urechi toți, da? Și după aceea au trecut victorioși. Dar acum, haideți să vedeți, când a venit Orfeu, când a început să cânte nimfele alea, soldații lăsau vâslele din mână, să le aruncau în mare și să înnecau. Dar când a venit Orfeu ăsta, nu știa să-și pună ceară în urechi. Și a început Orfeu să cânte. Și când a cântat, n-a mai auzit nimeni nicio nimfă decât muzica lui Orfeu. Cântați cântările lui Iisus Hristos. Amin? Puteți să cântați ca Orfeu. Nu ne trebuie ceară în urechi să ne auzim ce spune lumea, dar noi îl cântăm pe Dumnezeu și o să ne ridicăm puternici și știu că facem lucrul ăsta. Și apropo de cântare, de închinare, că vreau să vă spun de partea aceasta, că asta o vrea Dumnezeu. Rostiți întotdeauna. Știți ce? Unii vin și spun, ce caută, mă? Zice, tobe în biserică, mă? Numai, am auzit și prostia asta, fraților, aici cineva, numai cordeonul are ungere sfântă.
Extraordinar că pe vremea lui Hristos a fost acordeoane. Înțelegeți? Am auzit și prostia asta. Da? Nu are ce să caute cu toate. Oh, cum ridică aia mâinile pe sus, mă, cum țipă ăla, cum face? Fratele Petrică Giulai este un păstor din Bihor, de la Biserica Sfânta Treime din Beuș. Fratele Petrică Giulai a căzut de undeva după o schelă, de două ori a căzut în 7 zile și a doua oară a fost accident aproape mortal. Și a spus așa, când am fost în moarte clinică, da, ce a văzut el, dar zice, a venit Dumnezeu, a trebuit, zice Nicule, să cad de acolo ca să mă pocăiesc. Dar a venit Dumnezeu în fiecare noapte și mi-a vorbit Dumnezeu cu da și amin, cu cuvinte din Scriptură. Iisus Hristos, zice, stătea lângă mine. Plângea, zice, două prosoape udam pe noapte, toată lumea din spital nu știa, nevastă mea, zice, ce se întâmplă? Și fiți atenți ce i-a spus. Are niște copii pe aici, prin Italia, și spune, i-a spus Dumnezeu, zice, Petrică, ți-aduce aminte când te-ai dus la copiii tăi în Italia? Da? Ți-aduce aminte când ai fost în aeroport? Da? Îți aduce aminte ce făceau copiii tăi? Păi, zice, erau undeva departe și îmi făceau cu mâna. Și zice, eu când i-am văzut, am început așa tare să mă bucur să merg înspre ei. Și a zis, mai ții minte vreun om din aeroport? Și a spus, nu. Nu ții minte pe nimeni, dar era aeroportul gol? Nu, a fost plin de oameni. Și nu ții minte pe nimeni? Zice, pe nimeni, Doamne. A zis, Petrică, hai să te învăț o lecție. Zice, tu când vii în biserică și vezi pe alții cu mâinile pe sus că strigă și se bucură, tu îi condamni că de ce fac așa. Dar zice, hai să spun ceva. Așa cum tu n-ai văzut pe nimeni în aeroport decât copiii tăi și te-ai bucurat pentru ei, așa eu, Domnul, când vin în biserici, nu-i văd decât pe aia care sunt cu mâinile pe sus. Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți chestia asta. Eu vă spun, nu mă înțeleg eu o teologie greșită sau că nu știu ce aberații, asta i-a spus Domnul omul ăla și n-a scos minciună din capul lui. Și Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem pe toți, să ne bucurăm, să mergem braț la braț. Și ce spune aici? Zice, voi sunteți o echipă, voi sunteți o forță, ei sunt un braț de carne, dar noi îl avem pe Domnul Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru va lupta și Dumnezeu o să lupte și a luptat. Și când mergem ca David înaintea lui Goliat în numele lui Dumnezeu și o să câștigăm, fraților. Și știți ce vă mai spun? Dumnezeu le spune așa, zice, oamenii aceștia au făcut cu toții comuniune. A venit îmbărbătarea și când a venit îmbărbătarea, Dumnezeu a luptat ei sau Dumnezeu? Le-a trimis un înger. Știați că Dumnezeu trimite îngeri? Știți unde sunt îngeri acum? Uitați-i în stânga și în dreapta dumneavoastră. Am spus-o de multe ori, noi suntem un înger cu o singură aripă și ca să zburăm bine, trebuie să vă avem pe dumneavoastră. Sunteți aripa noastră lipsă, sunt aripile noastre lipse și nu putem să zburăm singuri. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, spuneți necazurile lui Dumnezeu și lăsați-L pe El să lupte pentru dumneavoastră. Amin? Spuneți-vă necazurile lui Dumnezeu, pentru că știți ce a făcut la un moment dat când s-a speriat Ezechia și mai tare, că ăia veneau și tot îl amenințeau și era abșac, ei nu știu ce ați strigat pe la Ezechia. Știți ce îi spunea? Pune mie un Dumnezeu, Ezechia, care a scăpat, zice, din mâna noastră a sirienilor vreun popor. Spune-mi un singur Dumnezeu și voi veți credea? Tu crezi, măi, Ezechia, spune Rabșache, că dacă te dai pe mâna lui Dumnezeu o să ieși biruitor? Și s-a temut puțin și a spus, cheamă-mi-l pe prorocul Isaia. Cheamă-mi-l că ăla are legătură directă cu Dumnezeu. Cheamă-mi omul ăla sfânt ca să mă plec cu el la rugăciune, pentru că vreau să strig înaintea lui Dumnezeu. Vreau să învărs necazul înaintea lui Dumnezeu. Și nu vă citesc acum, și s-a dus Ezechia și a spus, Doamne, Tu vezi cum ăștia te hulesc, Tu vezi cum ăștia ne batjocoresc pe noi, Doamne, ascultă rugăciunea. Și s-a rugat Ezechia împreună cu Isaia și Dumnezeu le-a dat răspunsul că le-a trimis un înger din ceruri. Că momentul în care noi venim cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, cu toții împreună, Dumnezeu va trimite soluțiile lor și va spune, a venit un înger și ne spune în cartea 2 Regi, în capitolul 19 cu 35, într-o noapte 185.000 de oameni au omorât îngerul. A scos vreo sabie Ezechia? A murit cineva? S-a umplut cineva de sânge? A fost vreun om care a trebuit să dea măcar un singur bobârnac? Nimeni. Și Dumnezeu l-a dus. Și același Dumnezeu al lui Ezechia e Dumnezeul meu și al dumneavoastră în 2017. Doar noi am început în 2017 să câștigăm războaiele cu portofelele și nu cu genunchii. Că atunci când avem o problemă, sunăm telefoane, bani, facturi, nu știu pe cine, împrumuturi și nu-L mai lăsăm pe Dumnezeu să ne ducă războaiele, decât când nu mai avem soluții, mai alergăm unii dintre noi.
decât cu mâinile, cum să vă spun eu, decât să luptăm cu mâinile în 2017, ar trebui să luptăm cu genunchii, amin? Spune aici despre rugăciune și mă gândeam în seara asta dacă să vă vorbesc că nu, dar dacă aveți un an întreg predici despre rugăciune, am zis, las că eu o să vorbesc altceva, că tot se vorbește de rugăciune. Dar rugăciunea care e respirația asta a sufletului și atâtea probleme se rezolvă cu ele, atâtea lupte se câștigă cu rugăciuni, pentru că vedeți, nu cu pile, nu cu relații câștigi un război, ci cu rugăciune aducând înaintea lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți cum a început învierea lui Lazar? Că s-a rugat Domnul la gura mormântului? Păi înainte de să ruga Hristos, nu s-a rugat Maria și Marta și a spus, Doamne, vină până nu știu unde. Dumneavoastră știți cum ați venit cei mai mulți și v-ați pocăit? Că cineva s-a rugat pentru dumneavoastră. Că pentru mine s-a rugat cineva când eram în armată, habar n-aveam de Dumnezeu. Și s-a rugat. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine și mulțumesc pentru asta. Am fost un nemernic, eu nu meritam să stau nici pe ultimul rând în biserică, dar să-i predic lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine și s-a câștigat războaie, războaie. Când vin necazurile peste noi, că vin, că și în 2017 vor veni necazuri, haideți să ducem necazurile, știți unde? La picioarele Dumnezeu. Nu mai puneți întrebări de ce vrea Dumnezeu să trec pe acolo. Știți de ce Dumnezeu vrea să treci prin încercări? Că să nu te ia valul, mă frate. În Etiopia este un râu uriaș. Și în râul acela, ca să treci în partea cealaltă, că nu este un pod, îți pune o raniță în spinare și un pietroi uriaș. Bă, bine, zice, după ce trec până apa asta mare de până la brâu, mai împui și piatra. Și ce spune? Dacă n-ai piatra în spate, nu vei ajunge în partea cealaltă, că te duce valul la vale. Dumnezeu de multe ori îngăduie în viața voastră, în viața noastră să fie necazuri, să fie întristări. Dar știți de ce? Ca noi o să ne dea mai târziu binecuvântare. În 2003, într-o luni dimineața, când am fost în prima zi a semestrului la școală să stau de vorbă cu copiii, după 30 de minute am făcut preinfart în fața la vreo 25 de copii de clasa 12. După ce am făcut preinfartul ăsta, am fost foarte mult timp în spitale, am fost foarte mult timp bolnav, am luat 25 de feluri de pastile, ani de zile. De la câteva zile după ce am făcut preinfartul, un unchi de-al meu care îmi promitea că o să-mi vândă un teren pentru biserică, mi-a făcut actele pentru teren. La 10 ore după ce mi-a făcut actele, el a murit și am spus, Doamne, l-ai ținut în viață numai până ne dă terenul. A trecut 60 de zile, m-a sunat niște englezi care nu m-au văzut în viața mea și a spus, vrem să vă dăm niște bani să construiți o biserică. Am mai trecut o perioadă și am început să construiesc biserica și în perioada asta eram tot bolnav și mi-era tot rău. Am pus temelia bisericii și la o lună și ceva după ce am pus temelia bisericii, un frate m-a sunat, a zis, vin noaptea asta la mine, că eu am o mașină pe internet de 7 zile și Dumnezeu îmi spune, nu ți-e rușine, George, Nicu Geantă vine de 16 ani, 16 km pe jos la biserică, zice, și tu ai 4 mașini și îți puteți, vii să-ți dau o mașină, mă. După ce mi-a dat Domnul o mașină, după ce am făcut toate astea, într-o duminică dimineața, după ce am văzut o predică a fratelui Tipei, când a spus că s-a vindecat de cancer, eu am început să plâng, trebuia să plec la biserică și am spus, dacă nu mă vindeci acum, nu știu ce să cred despre tine. Și Dumnezeu nu numai că m-a vindecat de inimă, m-a botezat cu Duhul Sfânt în dimineața aia. Mă înțelegeți? Și după aia frații au spus, nebunii cu geantă, a intrat în el Duh de Pentecostal, a făcut nu știu ce chestii, au început frații după aceea să mă urască, a început mai multe. Și după aceea eu am înțeles de ce a fost să fiu bolnav de inimă. Că Dumnezeu m-a vindecat la urmă, dar știți de ce? Dumnezeu știa ce plan are cu mine, dar știa și diavolul și vrea ca să mă distrugă. Dumnezeu a știut ce să facă cu mine în viață și maică mea a vrut să mă avorteze și s-a dat cu burta de ciment și a băut o travă și a ridicat greutăți de ieșeau ochii din cap și până la urmă m-a abandonat într-un orfelinat. Dar Dumnezeu a știut, ăsta nu o să moară pentru că eu am să-l folosesc. Abia acum mi-am dat seama de toate problemele astea. Dumnezeu ne trece prin necazuri uneori, știți de ce? Ca să ne apropiem de El, să ne șlefuiască, să fim mai bine. Și haideți să vă mai spun ceva, când avem necazuri și ne unim toți în rugăciune, dumneavoastră știți că putem să oprim cerul. Păi spune în Cartea Sfântă, în Apocalipsa, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în Apocalipsa 8:1-4, s-a făcut tăcere în cer, cât? Zice, pentru că se rugau sfinții tăcere în cer și pe pământ, preț de o jumătate de oră. A spus Dumnezeu, pentru că se roagă pocăiți în biserică, pentru că se roagă sfinții în biserică, liniște! Și toți îngerii nu mai fâlfâiau din aripi și a spus, vrem să ascultăm rugăciunile lor. Și Dumnezeu spune, auzi ce s-a rugat Nicu Geant, auzi ce s-a rugat Marius, auzi ce s-a rugat nu știu cine, auzi ce s-a rugat nu știu cine, acum du-te și rezolvă problema, acum du-te și rezolvă problema. Și când s-a rugat Ezechia la un moment dat, Dumnezeu a dat și cu 10 trepte înapoi soarele pe cadran. Pentru că rugăciunea
este ideea de care avem nevoie ca să câștigăm luptele, fraților. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni puternici ai rugăciunii, să ascultăm de Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta, că v-am spus, dacă vreți să biruiți în 2017, să păstrați unitatea. Amin? Să nu facem în 2017, cum spunea fratele Cristi Barbosu, că a văzut într-un sat, într-un oraș din Suedia, emblema orașului sunt doi reni, sau doi cerbi de ăștia, nu reni, doi cerlopătari sau nu știu ce, un coarne, când se iau un coarne într-o luptă, și renii ăștia s-au luptat și lupul a venit în spate și i-a mâncat pe amândoi. Că eu, dacă mă lupt cu fratele meu, că fratele meu nu e fratele meu, nu e de la diavol, mă înțelegeți? Orice om care e în biserică, e de la Dumnezeu în biserică, nu e de la satana. Dacă eu mă lupt cu el, diavolul ne mănâncă pe amândoi. Să avem cu toții părtășie. Apoi să spuneți numai lucruri pozitive, să spuneți numai cuvinte vii. Nu mai am timp, că aveam și o poezie aici care spune cuvintele sfințe vii, pentru că cuvintele o să ne condamne. Să dați juvaiere, că spunea Richard Wurmbrand, cuvântul cuvânt nu există în ebraică și este cuvântul lesaper, care se numește a da un juvaier. Și fratele Wurmbrand spunea, dacă ai un juvaier de dat, vorbește. Dacă n-ai, taci din gură. Dacă nu poți să-l îmbogățești pe fratele tău decât să-i bagi lături în cap cu tulumba, să-i spui tot felul de bârfe de prostii, taci din gură, Domnule. Decât să nu zidești, mai bine să taci. Dumnezeu să ne ajute să spunem lucruri ziditoare în ceea ce facem. De asemenea, Dumnezeu să ne dea putere să-i aducem toate necazurile Lui înainte, să le punem la picioarele Lui, da? Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, fiți atenți, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat în 2016, haideți să nu mai întindem coarda în 2017. Amin? Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat până acum, la 40 de ani, la 50 de ani, ai inimă, ai rinichi, ai ochi, ai atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu și n-ai fost cinstit cu Dumnezeu, nu mai întinde coarda. Că haideți să vă spun de ce. După ce a câștigat războiul, Ezechia ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici unde v-am citit eu în Biblie, am pierdut paginația, spune că Ezechia totuși nu a fost recunoscător Domnului. Păi cum adică Ezechia? După ce ai câștigat războiul, zice, să-mi fii nerecunoscător? Păi dar ce ai făcut, mă, zice, tu ai făcut din casa mea muzeu de expoziție? Că a venit nu știu ce împărat și Ezechia după aceea, da, Banador sau cum îi zice, a venit și Ezechia și ce a făcut? I-a arătat tot ce a avut în casă. Mai înainte Ezechia dăduse din visteria argintul din visteria templului, îl dăduse, știți cui? Unuia dintre împărații ăștia. Și a venit Dumnezeu la Ezechia și Ezechia s-a îmbolnăvit, da? Și a fost dintr-o dată bolnav și Dumnezeu a spus, măi, nu întinde coarda, mă. Și Ezechia a fost 15 ani bolnav, știți cu toții lucrul acesta, da? Dar i-a spus și s-a rugat, a spus, Doamne, acum aș vrea... Și a spus Ezechia, nu mai întinde coarda mai departe, dacă odată ai dat banii din templu, nu-i mai da și a doua oară, mă, nu mai chema aici, o să vină și o să pierzi, oprește-te, Ezechia. Și s-a oprit? Nu s-a oprit Ezechia. Știți ce a spus când a venit Isaia? Zice, bine că nu se întâmplă în timpul vieții mele. Și a cerut 15 ani. Și noi cerem de la Dumnezeu îndurare, Doamne, mai dăm 15 ani. De ce să-ți mai dau 15 ani? De ce să-ți mai dau 15 ani cu geantă? De ce? Ca să fumezi? Ca să bei? Când vine cancerul peste noi, când vin încercările, când avem probleme cu copiii, Doamne, eliberează-mă, eliberează-mă! Și noi nu vedem că asta este o binecuvântare. Noi nu vedem că asta face ca să ne apropiem de Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu! Înțelegeți acum de ce Dumnezeu nu vindecă uneori? Știți de ce? Dumnezeu vrea ca din fiecare vindecare să-și tragă slava. Că Dumnezeu de-aia ne vindecă de cancer. Că noi venim aici și spunem, mi-a spus doctorii că nu mai am nicio șansă, dar acum, zice, Dumnezeu m-a vindecat. Și au rămas toți muți și aparatele. Dar uneori Dumnezeu nu intervine, pentru că știe că avem problemă cu corazonul. Dar de ce ai vrea, zice, ca să te reabilitezi? Să fumezi iară? Să te droghezi iară? Să-mi întorci spatele? Să fi fost la biserică ani de zile și tu acum vrei binecuvântare și iară să te întorci înapoi, cum le-am spus la tineri aseară, ca scroafa, a nu o spun eu, Petru o spune asta, ca scroafa la ce vărsase? Să te tăvălească în mocirlă? Dar de ce lucrurile acestea? Mă înțelege? Nu întindeți coarda. Fraților, nu vă cunosc. Dar Dumnezeu mi-a spus mie pentru 2017, la începutul anului, când vei predica în biserici, spune-le, nu mai întindeți coarda, opriți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu, alergați, predați-vă, spuneți-i lui Dumnezeu toate necazurile, întindeți mâna lui Dumnezeu. Am avut o nepoată care a fost
Hai să mă ajut și pe mine puțin acum, dacă vrei, la sfârșit. O nepoată care a fost până la 18 ani în biserică. După aceea a început cu prostituție așa mai mică, cu prostituție la nivel de oraș, cu prostituție la nivel de județ, de România, la nivel de Italia, cu mafioți, cu șmecheri. 10 ani n-a venit acasă. Într-o seară când a venit, după ce am predicat, era la colțul bisericii, să-mi dărâme colțul bisericii de plâns. Ce s-a întâmplat cu tine? A zis, mi-a fost dor de biserică. Mi-a fost dor, zice, 10 ani am stat departe. Deci crede-mă că ieri dimineață când m-a buvnit un dor de tine și de biserică, mi-am luat bilet la la primul avion care l-am găsit și am venit numai pentru că am vrut să fiu în biserică. A fost la mine acasă și în seara aia când m-am rugat și am pus mâinile peste ea, a căzut jos și a avut eliberare de draci. A venit înapoi în Italia și n-a ținut-o mult. A ajuns pe la Martul Jehova. A început din nou prostiile care ea le făcea. A venit și și-a deschis un bar în România și spuneam, trebuie să vii la biserică. Ce mi-ai promis în seara aia? I-a trecut chestia asta. A trecut vreun an și ceva și într-o luni dimineață m-am uitat în telefon 20 de apeluri. 20 de apeluri am avut în telefon de astea. M-a sunat de 20 de ori în noaptea aia. Și am sunat-o când mă duceam dimineața. Am zis, ce s-a întâmplat cu tine? Și a zis, păi am avut accident. Am intrat cu mașina, cu ce am avut eu mai scump, zice, cu viitorul meu soț și cu copilul care îl are cu altcineva, a intrat unul cu un jeep în noi, m-a omorât în stradă. M-a dus la spital, a aruncat sora mea cu sute de euro prin spital, a dat-o doctorii afară și mi-a zis așa, pastore, aseară, zice, la ora 10, când m-am uitat pe telefon și la puls, aveam 4,5. Aveam glicemia sub 5 și cine are glicemie sub 5 sub moare. Și mi-a fost teamă. Bă, zice, te-am sunat de 20 de ori, de ce nu mi-ai răspuns? Și n-am auzit niciodată telefon. Niciodată. Până dimineața când m-am uitat, cum m-a fi sunat mă telefon? Și a spus, după ce te-am sunat disperată pentru că aveam nevoie de cineva, dintr-o dată, zice, s-a făcut ca un tunel așa negru, am alunecat în tunelul ăla și, zice, mă duceam înspre iad. Și m-a prins cineva în brațe. Și când m-am uitat, zice, te rog să mă crezi, că nu te mint. Era Satana. S-a uitat la unghiile mele, dăduse 2 milioane și nu știu cât ca să-și facă unghiile și a râs un râs și m-a aruncat în hău. Și când m-a aruncat în hău, atât am spus, Iisus! Și zice, nu mai știu nimic până m-ai sunat-o dimineața la 7. Dar știi ce mi-a spus? Plângea. Vino acum cât poți de repede, botează-mă aici. Vino acum că vreau să mă botez. I-am spus, nu, stai liniștită că nu te botezi acolo la spital. Lasă că o să te botezi. A venit când mergea în cadrul ăla și cu piciorul rupt, nu putea să stea pe scaun, stătea în fața bisericii cu piciorul așa întins, până s-a vindecat. Și a început din nou problemele. Și a spus, vărămiu care e prezbiter, ai grijă, e nepoata noastră, ai grijă, că Dumnezeu a venit cu noi și nu l-ai ascultat. Nu mai întinde coarda. Îmi doresc din toată inima ca într-o zi să o văd că vine în biserică și acolo rămâne. Nu întinde coarda? Nu întinde coarda, că și pe cruce au fost doi tâlhari și au întins coarda amândoi cât au putut. Dar la un moment dat a spus unul, Doamne, eu nu mai vreau să-mi scoți piroanele din mâini. Pentru că eu am piroane în inimă. Și acum când m-am uitat la tine, am văzut că am fost eliberat. N-am fost bun de nimic. Nu ți-aduce aminte de mine când vei veni în împărăție? A spus, astăzi vei veni. Dar să nu uitați că a fost unul acolo. Care ce-a făcut? A întins coarda și n-a mai vrut. Eu vreau să vă spun un lucru în seara asta. Dumnezeu aduce risipitorii înapoi, dar nu toți se întorc. Mă înțelegeți? Nu întinde coarda, pentru că nu se știe, nu vreau ca să mă mai lungesc, ca să vă mai spun și alte exemple, nu se știe. Nu se știe până unde putem să ajungem. Nu întinde coarda, unii cad. Așa le spuneam la tineri, alunecăm pe tobogan și când te duci pe tobogan în jos, cazi până te prăbușești. Dar știți ce? Mulțumim lui Hristos că la poalele toboganului stă să ne prindă în brațe. Pe unii ne prindem în brațe, dar unii n-am vrea să ne prindă. Să nu întindeți coarda anul ăsta și să nu vă jucați cu Dumnezeu. Amin? Eu nu știu ce probleme ai în seara aceasta, dar aș vrea să te provoc în seara aceasta. Trebuie să te pocăiești din toată inima înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să te provoc în seara asta și să te gândești dacă cumva în trecut te-ai jucat de Dumnezeu, că ai fost în biserică și n-ai dat autoritate Scripturii 100%? Sau că n-ai fost niciodată? Sau că ți s-a părut că e pentru alții credința? Aș vrea în seara asta să te provoc să-ți aduci aminte că poate ai avut părinți care au stat cu lacrimi în ochi și în genunchi și s-au rugat pentru tine. Și ai venit în Italia. Și în Italia l-ai lăsat pe Dumnezeu. Aș vrea să-ți aduci aminte în seara asta că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile. Că n-ai intrat cu tirul, cu mașina sub tir. Aș vrea să-ți spun în seara asta că Dumnezeu ăsta bun, mare, te ține cu rinichii întregi aici de sunt unii la dializă, dar nu întinde coarda.
că Dumnezeu ți-a făcut atâta bine. Ce rău ne-a făcut Dumnezeu? Ce promisiune a avut Dumnezeu de nu și-a ținut? Nu vreau să vă sperii, dar în seara asta aș vrea ca să te chem în față aici. Dacă este cineva aici, haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă este cineva în biserică care vrea să ne rugăm pentru el în seara asta și să-și ia angajament. Oameni buni, nu stați departe, nu vă temeți, nu vă fie rușine, pentru că numai dacă ții un angajament, vă-l vei păstra. Pentru că știți ce am spus la anunț, frate Mariu, și spune și dumneavoastră, zic, dar e nevoie că eu să mă întreb tineri ăștia până când, dar știți de ce îi întrebăm noi pastorii până când? Pentru că ei trebuie să facă un angajament public. Și trebuie să faci un angajament. Haideți biserica, intrați biserica într-o rugăciune. Și în seara asta, de unde ești de acolo, aș vrea ca să vii în fața aici și să ne mă rog pentru tine. Și nu numai eu, mai sunt frați aici. O să ne rugăm cu toții pentru dumneata. Nu contează că ești tânăr sau că ești bătrân. Poate că ai avut probleme și n-ai agreat pe cel de lângă dumneata. Poate că nu ți-a păsat de Dumnezeu, poate că nu ți-a păsat de aproapele, dar în seara asta știi ce vrea să spună Dumnezeu? Vreau să pun mâna pe tine. Știți ce a spus aici fratele Amariei, așa te cheamă sau cum? A spus, am vrea, zice, ca Dumnezeu să se atingă. Păi Dumnezeu vrea să atingă. Trece Dumnezeu pe aici, fraților. Trece Dumnezeu și vrea să se atingă de noi. Haide, dacă este cineva, te invit respectos. Vino înaintea lui Dumnezeu aici ca să ne rugăm pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă este cineva aici care recunoaște, imediat o să cobor acolo și o să vină și fratele Marius. Da? Și o să mai vină dacă mai sunt frați, ne rugăm.